Bună ziua, dragi invitați de onoare, doamnelor și domnilor, în semn de prețuire pentru ceea ce simbolizează viața comunității, vă dedicăm acest eveniment festiv. Nu de aur. Vreau să dau cuvântul domnului primar al municipiului Iurda, Cristian Octavian Matei. Mulțumesc! Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați invitați de onoare, sunt un fior de emoții datorită faptului că și eu am vârstă onorabilă în căsnicie, deja am 35 de ani. Mulțumesc și mi-am pregătit câteva cuvinte și am dorit să vă dedicăm aceste evenimente în aceste zile, datorită efervescenței prin care trece Turda, datorită sărbătorilor prin care tocmai am început, datorită târgului de Crăciun pentru copii pe care l-am făcut și mi-am pregătit câteva cuvinte și toată mai mult cu cât urmează la sfârșit să vă și recăsătoresc. O să fie un moment mai frumos și vă rog să-mi dați voie să citesc câteva rânduri prin care vă aducem un omagiu sincer și un gând de prețuire pentru ceea ce simbolizați dumneavoastră, dragii noștri, în viața comunității. Sunteți poarta noastră de liniște și de stabilitate, sunteți icoana valorilor autentice românești. La dumneavoastră venim și culegem din căldura povețelor gânduri de pace și încredere într-un viitor mai bun. Avem ocazia unică de a învăța din exemplele de viață pe care mi le-ați oferit și mi le oferiți, de a înțelege mai bine ce înseamnă continuitatea, consecvența, atașamentul față de valorile și față de principiile pe care se bazează comunitatea. Familia pentru români este sfântă, este un simbol în care credem și în care ne regăsim. Nunta de aur, pentru care avem onoarea să o primim astăzi, este o realizare atât de importantă și de frumoasă în viața unui cuplu, încât devine un moment emoționant, o amintire de neuitat în albumul vieții pe care a trăit-o. Vă mulțumesc, vă mulțumim și vă prețuim prin intermediul exemplului viu oferit de dumneavoastră, transmitem și un mesaj puternic și încărcat de valori autentice generațiilor tinere, care reprezintă viitorul României. În numele Primăriei și al Consiliului Local al Municipiului Turda, vă felicit sincer și vă urez la mulți ani. Înainte de a vă recăsători, vă rog să mă lăsați, să-mi dați voie să citesc cuplurile care astăzi vor primi al doilea cer în viață. Și pe fiecare vă rugăm să-i aplaudăm. Dorina și Ioan Ariol. Regina și Benjamin Bătinaș. Viorica și Mihail Călugăr. Elena și Grigor Cândea. Mariana și Ioan Căpușan. Maria și Teodor Cârlea. Fiindcă este o zi atât de frumoasă, nu are rost să o scurtăm, pe care ar fi bine de la următorul nume să se ridice în picioare, să-i și cunoaștem. Elena și Gheorghe Chiș. Justina și Alexandru Crișan. Teodorica și Vasile Cucernat. Maria și Sever David. Lucreția și Viorel Deoan. Luminița și Tiberiu Feier. Maria și Simion Florea.
Silvia și Costică Gheorghincă, Maria Eliana și Ioan Giurgiu, Maria și Gabriela Nicolae Buta. Zorița și Mircea Laurean Marian. Maria și Viorel Moran. Maria și Tiberiu Mucea. Maria și Vasile Nafornița. Maria și Simeon Negrușa. Carolina și Valer Prodan. Ana și Atanase Pantă. Totul meu colegi de la stațiune cercetări. Gafița Zamfira și Constantin Radu. Maria și Gabriela Revleanu. Raveca și Iosif Rus. Valeria și Liviu Sălișteanu. Maria Magdalena, Magdalena și Marton Șorca. Nicolina Maria și Aurel Soboran. Dumitra și Constantin Ștefănescu. Livia și Vasile Suciu. Maria și Traian Urcan. Voichișa și Mircea Piper. Susana și Aron Bârg. Mulțumim! Iată de 34 de familii tinere care vor intra, începând de astăzi, în viața de cuplu. Dumneavoastră, toți ați depus actele la biroul de stare civilă pentru a încheia o căsătorie. La termenul prevăzut de instrucțiuni nu s-a făcut nicio opunere în privința căsătoriei dumneavoastră. De asemenea, Primăria Municipiului Turda nu cunoaște niciun impediment legat de oficierea căsătoriei dumneavoastră. Pentru că această căsătorie să fie legal încheiată, urmează să vă dați consimțământul personal liber exprimat. Domnilor, de bunăvoie și nestriviți de nimeni, luați în căsătorie pe doamnele dumneavoastră. Da. Nu ați fost convingător. Să repet. Poate doamnele să fie mai convingătoare. Doamnelor, de bună voie și neferite de nimeni, luați în căsătorie pe domnul dumneavoastră? Da! Da. Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscut unele dispoziții din codul civil privind drepturile și obligațiile soțului. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți. Relațiile de familie se bazează pe prietenie și afecțiune reciprocă între membrii ei care sunt datori să-și acorde unul altuia sprijinul moral și material. Cred că în parcursul a 50 de ani ați făcut-o cu prisosință. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Părinții au dreptul și datoria de a asigura creșterea și educarea copiilor, care cred că vă sunt deja mari. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Începem prin a felicita Primăria Municipiului Turda și pe domnul primar, pentru faptul că în această lună frumoasă sărbătorilor de iarnă a adus zâmbetul și bucuria sufletului noastră și mai mult ca orice, prin această festivitate se prezintă respectul și considerația pentru ceea ce însemnați noastră în comunitatea turdeană.
Doamnelor și domnilor, acum că dumneavoastră a trecut de prima tinerețe și intrați într-o perioadă foarte frumoasă a vârstei fiecăruia, eu aș spune că într-o lume care se derulează oarecum pe repede înainte, într-o lume debusolată, în care valorile naționale, morale și creștine parcă sunt contestate, în care tinerii nu se mai căsătoresc sau se căsătoresc la 30-40 de ani și poate au un copil sau deloc. Dumneavoastră, cei care a scris primul război mondial, 45 de ani de comunism, cartelele, cozile, programul scurt, penele de curent, care a scris revoluția și tranziția, sunteți un model pentru acești tineri și sunteți demn de urmat. Vă doresc din suflet sărbătorile de anul să vă aducă bucurii și pace, dar anul care vine sănătate și împlinire în continuare. Doamne ajută și fericită! Două, trei părinte pentru dumneavoastră astăzi special, dar înainte
Doamne, la tot omul de Crăciun arde lumina în casă. Și de-a fost rău, și de-a fost bun, are ceva pe masă. Afară ninge, e tare fric, pe sobă cal pe vinul, pe masă nuci și mere sunt, ca șai, la tot Crăciun. Afară s-aud colindători, cu o colindă veche, să aibă gazda mult noroc, colind s-a tăit pe zi. Să fie anul mult mai bun, să fie sănătate, să aibă și toți ce n-or avut, să avem cu toți de toate. Și acum am vorbit la Părătos, Părintul Bătrânesc, deschidie în ușa creștinie, când venim din nou cu doi colaci. Dă-ne, Doamne,
lună plină și o viață mai senină. Iar nouă pătrubolindă să ne scoată gazda întindă vin roșu și colăcei ca și în Cana Galilei, nu ca fi oameni sărași umblăm după colași, dar își știm că din bătrâni, așa e legea la român, să se bucure tot satul că s-a răspund împăratul ce ne-a adus bucurie și între noi bună voie. Ceva pe din partea Domnului,
partea regizorului pentru stimatele doamne. Sipe bol. Mulți ani
mulți ani de mare. La mulți ani cu sănătate, scenă, după ce copiii vor coborând, să facem o poză de grup.